Salutare tuturor, sunt Alexandra și vă prezint recomandările culturale pentru astăzi. La Teatrul Odeon, în sala Majestic, se pune în scenă de la ora 19 piesa Natura moartă cu nepot obez, o comedie neagră originală de Ion Sabdaru. Acesta este un text dramatic cu umor conceput prin personaje abil conturate în funcție de acțiunea dezvoltată, având drept temă majoră manifestarea dragostei sub diverse forme. Este satirizată dragostea egoistă, obsesivă, sufocantă a trei mătuși față de nepotul pe care l-au crescut prin dispariția mamei cele era soră, rezultatul fiind distrugerea vieții nepotului Pompiliu. La Teatrul Național București, în sala mică, de la ora 20, puteți urmări spectacolul muzical Act-Orchestra. Aceasta este o producție realizată sub auspiciile Centrului de Creație și Cercetare Ion Sava, în cadrul programului TNB pentru noua generație de creatori. Orchestra transformă concertul într-o poveste plină de umor, cu trei personaje pornite pe imprevizibilul drum al supremației pe scenă. Un concert împachetat într-o poveste veselă, sonoră și ritmată. La ora 20, la Teatrul Bulandra, în sala Liviu Giulei, se pune în scenă piesa Dumnezeu iubește. Producția, cu acțiunea într-o maternitate din Rusia, prezintă patru femei care traversează unul dintre cele mai importante momente din viața lor împreună, izolate într-un mediu ostil. Spectacul este o poveste tulburătoare despre sacrificiu, credință, înțelegerea și asumarea unei meniri pe lume, maternitate, feminitate, păcat și moarte. Ți-e frică de moarte? Tu ești cea mai groaznică persoană. Toată ziua plângi pentru toată lumea și după aia te-am văzut cum ești. La vârsta mea doar proastele n-am. Acestea au fost recomandările culturale. Rămâneți cu YOLO pentru alte informații dedicate timpului liber. Sunt Alexandra și vă doresc distracție plăcută. We'll be right back.